Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Pomazan și vă dau întâlnire dintr-o altfel de locație. Și când spun acest lucru, nu mă refer la ceva deosebit. Ei bine, mă refer la o locație inedită, o locație tradițională, un restaurant cu specific românesc, La Tuciuri. La Tuciuri, ce înseamnă acest concept și despre ceea ce vreau să vă spun în minutele care urmează, o să aflăm imediat. Ei da, doamnelor și domnilor, vă spuneam că suntem într-o locație aparte, într-o locație altfel. Suntem la restaurant La Tuciuri. Ei bine, ce înseamnă acest lucru și ce înseamnă acest concept La Tuciuri? Probabil că mulți cunosc acest lucru și cunosc acest restaurant. O să vorbim cu managerul acestui restaurant. Andreea, bine te-am găsit! Bine ați venit la noi în vizită! Hai să ne spui mai multe de unde acest concept, de unde această idee La Tuciuri, ca să înțeleagă telespectatorul nostru ceea ce înseamnă acest lucru. Acest concept s-a început aproximativ acum 7 ani, tocmai din nevoia oamenilor de a mânca preparate exact făcute ca la mama acasă, exact făcute în tuci, gătite la foc lent, din cele mai proaspete preparate, din cele mai proaspete legume, carnea la fel o achiziționăm de la producători mici, care în permanență ne aduc în fiecare zi marfa proaspătă și tocmai de aia mâncarea noastră are un gust excelent. Exact cum era pe vremea bunicii, pe vremea părinților noștri. Iată că și locația, tot ceea ce regăsim aici, ne duce cu ideea aceea de a fi la mama acasă, la bunicii noștri. Mesele, scaunele, ne introduc într-o atmosferă de bază, o atmosferă ca la țară. Exact asta ne-am și dorit, ca oamenii să se simtă ca la țară, ca în vremea bunicilor, ca în vremea părinților lor. Și tocmai de aia și scaunele sunt sculptate toate manual, mobilierul la fel este făcut manual. An de an îl reparăm și îl recondiționăm pentru a se menține cât mai bine. Vechimea mobilei este destul de mare, unele până și la 30-40 de ani, dar se mențin foarte bine tocmai pentru că le îngrijim și pentru că clienții noștri apreciază foarte tare. I-ați simțit? Le-ați simțit cumva sentimentele? Da. Le-au expus? V-au spus cât de mult se simt bine aici când vin? De fiecare dată și majoritatea preferă să facă poze cu scaunele noastre, cu mobilierul. Pentru cei care vor să vină aici și încă nu și-au făcut ei așa gustul și nu s-au regăsit, cu ce îi delectăm atunci când vor veni la Tuciuri aici, la restaurantul La Tuciuri? La noi se servesc numai preparate tradiționale, de la sărmăluțe, ciorbe, supe, borșuri, ciolan, iagnie de fasole, varză călită, diverse platouri, carne la grătar, totul pe tradițional. Pe tradițional și cum? O mâncare cu bun gust, bineînțeles, în care se pune mult suflet. Dacă ar fi să găsim ingredientul care este expus astăzi pe masa clienților, să dezvoltăm puțin cu ce am venit noi e bun și cu ce ingredient special am venit pentru a-i delecta pe clienții noștri? Eu le-aș recomanda niște murături făcute de noi, exact cum le făcea bunica, o carne la fel de bună, o garniță făcută în permanență în untură de mangaliță, foarte sănătoasă, cu puțin colesterol, pentru că mâncarea tradițională este într-adevăr destul de grea, dar noi încercăm să o facem și pentru oamenii care mănâncă puțin mai sănătos. Iar murăturile cum sunt?
cumpărăturile sunt în permanență făcute de noi, păstrate la temperatură în beci. Astăzi avem sărmăluțe. Da. Avem varză, varză călită de la tuci și deliciosul făcută la tuci, da, bineînțeles, și deliciosul borș de curcan. Hai să vorbim despre fiecare în parte. Care este ingredientul special care face mâncarea delicioasă? Eu zic că ingredientul special de la varza călită este vinul pe care îl punem la final și care îi dă un gust aparte. De asemenea, eu zic că o carne bună contribuie foarte mult la sarmale să fie cât mai gustoase. Și când spui carne bună, la ce te referi? O carne de porc proaspătă în primul rând. Cu un pic de grăsime. Bineînțeles, trebuie să aibă și puțină grăsime pentru a ieși tocmai gustoase. Se fierb 5-6 ore la tuci lent, tocmai pentru a păstra un gust cât mai savuros și cât mai bun. Și la ciorba, la borșul de curcan? La borșul de curcan noi în general încercăm să folosim aripa sau părțile care au și os, tocmai pentru a-și lăsa un gust bun legumele, la fel cu o aromă specifică. O aromă specifică, sigur că da. De ce ar trebui să vină piteștenii și nu numai, argeșenii și nu numai, la tuciuri? Noi vă așteptăm la tuciuri pentru că avem în permanență cea mai bună mâncare tradițională românească. Vă garantăm că produsele noastre sunt de cea mai bună calitate și, bineînțeles, foarte proaspete. Sunt aromate, sunt gustoase, sunt proaspete și sunt făcute din preparate gustoase și tradiționale, ca la mama acasă. Exact, ca la mama acasă. Ce gătim noi aici? Bine v-am găsit! Mâncare ca la mama acasă. Avem un borș de curcan. Ia uitați ce aburi ies de aici. Ce, cărniță, ce mireasmă, gustoasă, ce aromă. Cărniță gustoasă. Ca să iasă un borș ce delicios. Ce cărniță? Despre avem ce vorbim? Aripi de curcan avem astăzi. Și ce facem din aceste aripi de curcan? Un borș delicios de curcan. Nici nu vreau să mă gândesc, dar abia aștept să-l și degust. Da, 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 vom folosi numai legume proaspete, tocate, ardei, morcov, țelină, așa. Vom pune borș la final. Am înțeles, dar nu numai borș de curcan avem, văd că mai avem ceva aici. Avem și sărmăluțele. Care deja le-am pus la foc. Mi-ați făcut gura poftă, nu mai pot. Abia așa aștept este, să așa este la noi la tuciuri. Așa este la tuciuri, da, că toate mâncare, se gătesc la tuciuri. Toate se gătesc la tuciuri. La tuci și la tuciuri. Da. Am înțeles. Și mai avem ceva aici. Aici vom face o varză călită ca la mama acasă. Ce înseamnă pus asta? Ceapă, ardei mult, piper, foi de ardei dafin. Ardei gras roșu. Da. Foi de dafin, piper, boabe, da. Și ceapă multă. Și ceapă multă. Și cam 100, păcat că telespectatorii noștri nu văd, da, gust, da, nu simt, da, gustul acesta. Ce bunătate o să iasă aici. Da. O să vedem rezultatul, da, final. La final, da. Am înțeles. La final se va vedea. Dar spuneți-mi, cum va fi această varză călită? Cum o preparați? În funcție de gustul clientului? În funcție de gustul clientului și al bucătarului în principal. Așa, adică? Adică, cu mult suflet, cu mult drag. Cu multă pasiune, da? Pasiune, bineînțeles, și clientul cu ce-l dorește. Cu cărniță, cu un cârnăcior, o coastă. Lăsăm la latitudinea clientului. Care e cea mai delicioasă, dacă putem spune așa, că toate sunt delicioase? Toate sunt delicioase. Eu una aș prefera varză cu mămăliguță. Am înțeles, da. O să vedem la, da, final. La final vom vedea. Dar trebuie să puneți mult suflet și dragoste, dragoste, pentru că altfel nu va pasiune, ieși gustos, da, nu? Nu va ieși nimic. Am înțeles. Ca în orice mâncare.
Vă dacă dorim spor la treabă. Mulțumesc să ne arătați și... un preparat delicios. Da, da. Ne mai întâlnim, ne mai spuneți ce puneți la borșul de curcan. Da, lăsăm întâi să fiarbă. Arată foarte, foarte bine. Sunt aburii care ne dezmiard așa cu mireazma lor. Mireazma, da. Vom reveni la dumneavoastră și ne arătați și sărmăluțele. Automat. Acum o să punem varza. Care a fost tocată. Doamna Camelia, haideți să ne spuneți un pic, aveți aici atât de multe legume proaspete și delicioase, ce folosiți aici? Aici aveți deci morcov. Pentru borșul de curcan am folosit morcov, ceapă, țelină și o să folosesc la final niște roșii tocate. Am înțeles, și aici așa, ce aveți? Și aici am borșul de legume cu care o să trec ciorba la final. Deci borș de legume. De legume? Da, praf. Praf. Praf folosim, nu folosim cel lichid. Am înțeles. Da. Și sarea e grunjoasă? Da, grunjoasă. Numai sare grunjoasă e odată folosim. N-avem voie cu sare în bucătăria noastră. Îi dă un gust mai bun. Gust mai bun și mai pronunțat. Am înțeles. Da. Și la final, nu știu, spuneți ceva atunci când terminați, când încheiați toată procedura. Să dea Dumnezeu să iasă o ciorbiță extraordinar, am făcut-o cu mult drag, mult gust și din inimă pentru toți clienții mei. Doamne ajută, așa să fie! Pa. Lăsăm puțin să fiarbă. Așa și ne întoarcem la borș. Mai spumăm puțin. Acum după ce am spumat ciorbița, trebuie să punem legumele. Punem morcov. Ceapă. Puțină țelină și ardei tocat roșu. Adăugăm puțină sare să ajutăm legumele și carnea să fiarbă mai repede. Și acum așteptăm. Gata. Varza este deja pătrunsă. Urmează să punem roșiile proaspete tocate. Gata. Mestecăm puțin. Lăsăm și roșiile să fiarbă puțin și varza va fi gata. Deci acum, după ce o fierb legumele, putem să punem și roșiile tocate. Și ne apropiem de finalizarea ciorbiței noastre minunate. O să gustăm, să vedem de sare ce ne mai trebuie. Foarte bună, mai adăugăm puțină sare. Ciorba este aproape de final. Așa, urmează punem, o dregem cu ou. Și ultima dată punem borșul de legume și dăm macrela
care se pune pentru să iasă moș delicios, ca la mama acasă. Ia uite, ce bine. Da, 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 da. Este mult mai bun ca cel lichid. Da. Folosindu-l foarte des, ne-am dat seama că ăsta este cel mai bun. Și apreciat, bineînțeles, de clienți. În primul rând, clienții care își dau cu părerea la preparat, da. Și acum punem verdeața de final. Și gata ciorbița. În abundență. Pătrunjel tocat proaspăt. Și minunata noastră varză călită. Este gata. Gata de servit. Am pus verdeață, mărar se pune la, mărar se pune la varză. A scăzut cât trebuie. A scăzut cât trebuie și acum nu trebuie decât servită la clienți. Da. Cum și-o doresc dumneavoastră? Cum și-o doresc, cu garnitură de carne, dacă nu simplă și cu mămăliguță, cu un ardei iute. Un ardei iute care da, e nelipsit la varza călită, bineînțeles. Bună ziua! Ce faceți? Cum vă simțiți? Excepțional! Cum este atmosfera aici la Tulciuri? Este o atmosferă caldă. Pot spune că este restaurantul meu de suflet. Aici mâncarea este excepțională. Gustul este ca la mama acasă. Servirea este foarte bună. Ce ați comandat astăzi aici? Am comandat ceva tradițional. Am comandat varză călită cu vin. Varză călită cu vin și mămăliguță. Este preparatul meu preferat. Am înțeles și vreți să ne și spuneți cum este? Bineînțeles. Să gustați puțin și bineînțeles. Să ne... Este excepțional. Îmi place foarte mult. Are toate ingredientele necesare unui preparat foarte bun. Este așa cum îl gătea bunica mama, sau mama noastră? Acasă, exact. Da? Regăsesc gustul mâncării de acasă. Are și ardei iute și mămăliguță. Și mărar. Și mărar, așa cum se pune într-o varză călită. Exact, exact. Tradițională. Exact. Este tot ce trebuie pentru... Și aveți și un pic de vinișor. Un vinișor roșu. Un vinișor roșu, care merge întotdeauna cu varză călită și cu mămăliguță. Să aveți poftă bună! Vă mulțumesc!